Al doilea concurent care a intrat în casa Mireasa, concurent al sezonului 10, Mireasa se numește Alexandru. El a venit singur în competiție, este din Republica Moldova și are 26 de ani. Spunea că după ce a împlinit 18 ani a plecat în Londra, unde lucrează de aproximativ 7 ani. Este zodia Fecioară, născut pe 8 septembrie, 1,83 m și 86 de kilograme. Spune că trăsătura care îl caracterizează este răbdarea. A descoperit arta coregrafică, a avut două relații și ultima un an de zile a durat, spunea că a fost o relație frumoasă și s-au despărțit pentru că ea a vrut să se întoarcă în țara natală. Practic nu au mai coincis planurile de viitor, nu acceptă trădarea, știe să asculte și spunea el că nu e foarte romantic. Speră să se înțeleagă cu toți din casă, să nu existe certuri și fiecare să-și găsească jumătatea. A zis că mama lui a decedat din păcate și e posibil dacă o să stea mai mult în competiție pe parcurs să vină mătușa.